7,2 deficitul anunță Adrian Căciu și ne spune că nu cresc taxele anul viitor. Sunt specialiști care vorbesc de un deficit de 8% și, foarte important, măsurile acestea pe care coaliția trebuie să le decidă. Atenție, coaliția nu s-a mai întrunit de 2 săptămâni. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă sunt într-o pauză operativă, deci nu știu ce se întâmplă cu acest plan de măsuri care trebuie să ajungă până la jumătatea lunii pe masa Comisiei Europene. Este alături de noi domnul Adrian Negrescu, consultant financiar Frames. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Negrescu. Trebuie să vedem cum se reduce deficitul și vă arătăm planul pregătit de guvern, planul lui Marcel Boloș, care însă trebuie să fie aprobat în coaliția care întârzie. Restructurarea sistemului de cheltuieli publice și restructurarea sistemului de cheltuieli al companiilor de stat. Aici ar trebui să vedem o reducere de 1%, spuneau, încercau să ajungă la acest procent, să avem o îmbunătățire mai bună a colectării, digitalizarea care nu știm de când ar putea să aibă loc. Sperau ca de la anul să avem și o astfel de digitalizare. Reducerea gapului de TVA, că avem cel mai mare gap la TVA. Reducerea gapului de la impozite și taxe. Și sunt două măsuri de care nu vor să se atingă. Scăderea pragului pentru IMM-uri de la 500.000 la 60.000 de euro ar fi o lovitură dură, pentru că mulți ar plăti un impozit dublu față de cât îl plătesc acum și atunci ar putea să dispară foarte multe din IMM-urile noastre. Noile taxe ne-au anunțat că nu le introduc și atunci totuși de unde vin banii? Și eliminarea facilităților fiscale. Ce urmează din punctul nostru, domnule Negrescu, că tot discutăm și nu vedem exact luminița de la capătul tunelului? Da, uite, propunerile astea le-am mai văzut și acum 2 ani și acum 3 ani. Vorbim de ele de către de vreo 10 ani. În ultimul deceniu tot despre reducerea cheltuielilor statului și de o creștere a colectării. Am vorbit fără să se întâmple de fapt nimic. Datele statistice, realitatea arată că cheltuielile cresc din ce în ce mai mult, mai ales pe zona bunurilor și serviciilor, cheltuim mai mult dublu față de acum 5 ani cu salariile bugetarilor, iar în ceea ce privește încasările avem un 15 miliarde de lei în plus față de când ne-am propus, undeva la nivel de 40 de miliarde. Ei, deficitul bugetar de la 80 de miliarde, când ne propuneam să fie la sfârșitul anului, se duce spre 140 de miliarde. Am împrumutat deja 40 de miliarde de euro în acest an, motiv pentru care la anul viitor va trebui să tragem linii și să vedem ce putem face. Cred că vom ajunge, din păcate, la creșterea TVA. Vorbea Rareș Bogdan ieri sau alaltăieri despre faptul că se fac simulări pe un TVA de 25%. Hey, cred că ăsta este scenariul cel mai negru pentru România, pentru că ar duce, din punctul meu de vedere, la o explozie a prețurilor și la o creștere, o scădere puternică a puterii de cumpărare a populației. Sper să nu ajungem acolo, dar cum arată lucrurile în momentul de față, din păcate, spre asta ne îndreptăm. Deficitul, atenție, la nivelul lunii septembrie, deja trecut de 5,8%, ne ducem spre 8% din PIB deficit, un deficit demn de situațiile de război, de situația din pandemie, în niciun caz de o perioadă de creștere economică. Da, campania electorală la noi vedem că seamănă cu pandemia și cu războiul dacă avem un astfel de deficit. Premierul Marcel Ciolacu spunea, domnule Negrescu, că sigur rămâne 9% TVA-ul la alimente și TVA-ul la medicamente. Să sperăm că așa va fi. Mulțumesc. La acestea, la celelalte rămâne de văzut ce exact, se întâmplă. Exact, aici este problema. Să sperăm că nu va fi așa cum spuneați și dumneavoastră, un TVA de 25%, pentru că am văzut și miniștrii și premierul care dau asigurări că nu vor crește aceste taxe.